premierul Victor Orban proclam victoria Fidesz, am că subliniere tigat, Ungaria a că subliniere tigat o mare victorie. Partidul de guvernământ Fidesz subliniere i-a asigurat o majoritate de 2/3 sublinierei în viitorul parlament al Ungariei, obținând potrivit rezultatelor preliminare anuncate de Autoritatea Electorală Națională 133 de mandate parlamentare din cele 199, informează Reuters. Liderul Fidesz, premierul Victor Orban, subliniere i-a asigurat astfel al treilea mandat consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta. Am că subliniere tigat, Ungaria că subliniere tigat o mare victorie, subliniere i-a anuncat Orban susținătorii adunați în numre mare în apropiere de Dunăre, la Budapesta. Am lezat în urmă o mare betelie, am obținut o victorie crucial, avem sublinierea în sa de apra Ungaria, a declarat politicianul naționalist de dreapta. Premierul le-a mulțumit liderilor din Polonia care l-au susținut, iar primele felicitări pentru victorie le-a primit de la Marine Le Pen, presubliniere dinta Frontului Național din Franța. De extrem drept, remarcă Reuters. Noul președinte al Academiei Române, atac furibund la adresa politicienilor, nu sunt oameni de stat. Vor doar locuri cel due. După numărarea a 93 din voturi, pe locul al doilea în alegerii s-a plasat Jobbik, care va ocupa 26 de locuri în viitorul parlament ungar, iar pe locul al treilea Partidul Socialist, cu 20. Liderii ambelor formațiuni, Gabor Vona, respectiv Iulia Molnar, sublinierea au anuncat demisiile,